Lipsa acută de medici și asistenți medicali continuă să fie o problemă în spitalele din județul Hunedoara. Pe lângă faptul că posturile din sectorul medical sunt în continuare blocate, mulți medici și asistenți aleg calea străinătății. Spitalele încearcă să se descurce. Ați văzut, totuși, suntem județul care are 3 spitale încadrate în clasificarea Ministerului Sănătății, clasificarea a 3-a, de categoria a 3-a, și restul spitalelor categoria 4. În categoria 5 nu sunt decât sanatoriile, care nu pot fi clasificate decât în categoria 5. Deci se fac eforturi de către managerii spitalelor pentru a asigura servicii medicale de calitate. Potrivit reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, lipsa personalului medical se datorează atât migrației medicilor și asistenților în alte țări, unde aceștia pot câștiga și de 10 ori mai mult decât în țară, dar și faptului că posturile în acest sector au fost blocate. Totuși, dat fiind faptul că este an electoral, guvernul Boc dă de înțeles că, după mijlocul lunii februarie, în sistemul de sănătate ar putea începe angajările. Domnul ministru a anunțat și există și pe site-ul ministerului propunerea ca sectorul medical să nu mai fie sub egida ordonanței de urgență, care implică angajarea unei persoane pentru 7 posturi vacante. Doar pe parcursul anului trecut, 50 de medici hunedoreni și peste 100 de asistenți medicali au cerut certificate de conformitate pentru a-și putea practica meseria în statele Uniunii Europene, aproape dublu față de anul 2010, când doar 22 de medici și 72 de asistenți medicali au cerut astfel de documente.